în care eu sunt Bogdan Cosmil, am 15 ani și evoluez pe postul de atacant la echipa CS Unirea S. Nicolae Mare. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc celor de la Abau Fotbal. Hai să începem cu prima întrebare. Te-au susținut prietenii, familia? Da, m-au susținut și prietenii și familia. Care a fost motivația ta de a te ține de acest sport? Pentru că necesită muncă în echipă. Care este echipa ta preferată? Echipa mea preferată este Real Madrid. Ce înseamnă fotbalul pentru tine? Liniște, pot spune. 5. Care este jucătorul internațional preferat? Cristiano Ronaldo. Dacă nu ar mai exista fotbalul, ce altă pasiune are? Handbalul. De ce crezi că fotbalul de la țară este la un nivel atât de jos? Pentru că nu se pune atât de mult accentul. De ce fotbalul feminin e mult mai criticat decât cel masculin? Pentru că mulți au impresia că dacă ești fată, poți fi la fel de talentat ca și un băiat. Care crezi că sunt cele mai importante calități ale tale, dar defecte? Calitatea mea cea mai mare este viteza și defect pentru că sunt scund și că sunt leneș. Care a fost cel mai greu moment din cariera ta? Ai vrut să renunți? Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut momente grele în cariera mea și nu am vrut să renunț. Care a fost cel mai greu meci jucat de tine și de ce? Nu am avut meciuri atât de grele. Doar eu mi le-am făcut grele cu odihna, l-am dormit nopți și ziua următoare am avut meci. Eram foarte stresat. Unde te vezi peste 5 ani? Păi, peste 5 ani mă văd în Liga 1 sau Liga 2. Ești mulțumit cu poziția pe care joci acum? Sau ai dorit să încerci altceva? Ai jucat și pe altă poziție? Păi sunt mulțumit pe poziția de atacant, dar am jucat și bandă. Ce pasiuni mai ai în afară de fotbal? Îți plac jocurile video? Dacă da, ce te joci? Pasiune mai am handbalul, ieșitul pe afară și da, mă joc CSGO, FIFA. Ai avut parte de momente în care ai simțit că fotbalul nu este corect? Da, am avut. Când au câștigat alții, eu mă gândeam că de ce au câștigat și că e nedreptul chestia asta și când mai ne furau arbitrii. Și pentru mai multe mă găsiți pe Instagram, Bogdan_Cosmin10.